Salutare și bine ați venit la un nou clip. În acest clip o să facem decalcifierea aparatului de cafea de la Krups. După cum puteți vedea, ne arată semnul, cere aparatul singur când se înfundă sau are un senzor special, iar noi trebuie să-i facem decalcifierea. În primul rând am umplut vasul cu apă, după cum se poate vedea, iar acum o să înceapă procesul de decalcifiere. În primul rând trebuie să folosim niște pastile speciale de decalcifiat aparatul, le găsiți și online, le găsiți și în comerț. Așa arată pastiluțele, zice că e paracetamol sau aspirină, sunt niște pastiluțe albe, cum am spus, speciale pentru decalcifiat. Eu am mai folosit astea, o dată la 2-3 luni aparatul cere pentru curățare. Primul pas este să adăugăm un vas sau un recipient mai mare, să plasăm clapeta în jos, pentru că aici se va scurge apa care va filtra aparatul și va curăța. O să punem o pastiluță în locul special. O să vă arăt imediat unde se pune pastila pentru decalcifiere. Așa arată, este o pastilă mai lată, mai groasă, să zic așa. Nu este o pastilă obișnuită. Are substanță specială pentru decalcifiat. Acum o să vă arăt cum trebuie să faceți. Apăsați un buton, el trebuie să înceapă procesul de decalcifiere, nu înainte de a pune pastiluța. Acesta este locul unde se adaugă pastila. O să vedeți imediat, așa. Punem pastila în locul special pentru decalcifiere, punem capacul înapoi, iar acum începem procesul de decalcifiere. Uitați-vă atent ce butoane apăs, pentru că sunt niște setări mai speciale în meniul aparatului pe care trebuie să le facem. După cum puteți vedea, aparatul intră într-un meniu special pentru a porni procesul de decalcifiere. Acum apăsăm butonul Start, iar pe display ne arată că procesul nostru pentru decalcifiere a început. Tot ceea ce trebuie să facem este să așteptăm. Apa va trece prin aparat, va dizolva pastila de decalcifiere, va curăța tot aparatul și toată instalația, iar la final o să facem o cafea de probă pe care nu se consumă, pe care se aruncă pentru a nu rămâne nimic reziduri de la pastilă pe instalație. Procesul nostru s-a terminat, acum vom face o cafea de probă, cum am spus, ca să nu mai rămâne nicio urmă de la pastiluța noastră de decalcifiere. Această cafea neapărat trebuie să o aruncați, să nu o consumați, iar după ce facem prima cafea de probă, următoarele se pot consuma fără nicio problemă. Important este să facem decalcifierea la timp, când cere aparatul, pentru a nu apărea defecte neprevăzută și pentru a nu se strica aparatul. După cum vedeți, aparatul nostru este curățat complet și își face treaba 100%, 100% funcțional. Dacă v-a plăcut, dați voi un like, un share, un subscribe și un click pe clopoțel și ne revedem cu bine la următorul clip. Sărbători fericite, multă sănătate, la revedere, pa, pa, aveți grijă de voi!